Experiență de răit-o în trei cuvinte. Bucurie, cunoaștere și energie. Rugăciunea tinerilor. Lumea în care trăim uită de rugăciune și este tot mai multă nevoie de rugăciune. Rugăciunea este un prim bastion în fața tuturor problemelor și nu ultimul bastion. Rugăciunea este ca și un medicament pentru suflet. Am început să ne despărțim unii de alții, atât emoțional cât și fizic, și am impresia că rugăciunea ne poate aduce înapoi împreună, să fim uniți. Corelată cu bucuria tinereții și cu dragostea care însoțește și animă generația tânără, dragostea și rugăciunea pot aduce ceva nou în această lume, pot zgudui această lume. Să fiu liber să iert și să spun mulțumesc, să fiu darnic și bun și să pot să iubesc, să fiu liber de mine, liber de eu, să fiu liber să aduc bucurie și mamei și tatei și fratelui meu, și mamei și tatei și fratelui meu. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât văzând faptele voastre cele bune, să-L preamărească pe Tatăl nostru cel din cer. Ei să fie lumină, să fie lumină pentru cei din jur și din râvna lor, să se contamineze toată societatea românească. În momentul în care îl cunoaștem pe Hristos, totul capătă culoare. Totul este așa cum l-a făcut Dumnezeu, frumos, luminos, și în felul acesta reușim să deschidem lumea, reușim să ne înțelegem pe noi înșine, reușim să stabilim relații frumoase. La fel cum nu putem înțelege ce înseamnă o meserie până nu o practicăm, la fel este și cu viața Hristos. Pentru că atunci când îl vezi cine este, îți vei dori să locuiești permanent în casa Lui. Să avem răbdare în toate întâmplările mai grele din viața noastră, că toate trec, viața e cu suișuri și coborâșuri, să avem un duhovnic, să ascultăm de el, fiindcă asta e foarte important pentru a putea gestiona mai ales situațiile grele, dar și deciziile mai importante din viața noastră, și să avem cel mai mult prieten pe Hristos, să îl facem mândri de felul nostru de a fi. Iubiți pe Hristos, El e totul pentru noi. Rugați-vă și o să vedeți cât de mult va vă ajuta. E mult mai fun, poate, decât pare. Se poate trăi prin muzică, prin jocuri. Tinerii trebuie să simtă că sunt bineveniți în comunitatea noastră și tinerii care sunt prezenți dau exemplu de acest lucru. Cu cât te lași mai mult în mâinile lui Dumnezeu, îți dai seama cât de mult te iubește, ce prieten adevărat, nejudecător, plin de iubire este. Cred că asta e esența, să ajungem ca relația noastră cu Hristos să fie ca și cel mai bun prieten. Conferința invitatului nostru Mihai Neșu și titlul ei Hristos, cel mai bun prieten, cred că ar fi mesajul care ar trebui îndreptat înspre cât mai mulți tineri, care trebuie să fie conștienți că Hristos a fost, este și va fi prietenul nostru cel adevărat. A fi cu Hristos este cel mai cool, cel mai fain, cel mai vibe. Rugăciunea ține lumea! Rugăciunea este însăși fapta, fapta și rugăciunea una sunt.
Dacă vreți să trăiți cu adevărat ceva, cu adevărat interesant, nu trebuie să săriți cu parașuta, nu trebuie să faceți sporturi extreme, încercați să trăiți cu Hristos și veți avea o viață mult mai interesantă, mult mai plină de adrenalină și mult mai senină, până la urmă, decât orice altceva ce ați putea face.